Propunere surpriză în pachetul de măsuri sociale discutate astăzi în coaliția de guvernare. Salariul minim ar putea crește cu 200 de lei, însă nu pentru toată lumea, ci doar dacă angajatorul este de acord. Mai exact, este vorba despre o propunere făcută de reprezentanții IMM-urilor, potrivit căreia firmele să nu fie obligate să plătească taxe pentru această majorare. Colega mea, Gabriela Mihai, ne explică despre ce este vorba concret. Gabi, bună ziua! Am găsit în acest moment. Este în plină desfășurare ședința coaliției de guvernare, în care liderii coaliției pun la punct pachetul de măsuri pe care urmează să îl adopte în executiv pentru a veni în ajutorul populației în contextul creșterii prețurilor la alimente și la combustibili. Am văzut că liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, a făcut o precizare astăzi referitoare la faptul că din partea mediului de afaceri a venit o propunere conform căreia, în cazul în care vorbim despre angajați cu salariul minim, să poată fi crescut acest salariu cu 200 de lei. Ar fi, până la urmă, o creștere voluntară, pentru că doar angajatorii care își doresc acest lucru vor face acest lucru, iar cei care vor majora salariul minim angajaților cu 200 de lei vor fi scutiți de plata altor taxe și impozite. Vom vedea până la urmă dacă această măsură va fi sau nu adoptată de executiv, însă vedem că sunt discutate și alte măsuri propuse de social-democrație. Una dintre măsuri este cea referitoare la acordarea de vouchere în contravaloare de 50 de euro, un voucher la 2 luni pentru toate familiile defavorizate. Aici s-ar încadra aproximativ 3,5 milioane de români. Pe de altă parte, o altă propunere este cea referitoare la acordarea de vouchere în contravaloare de 30 de euro pentru toți elevii care provin din familii defavorizate. Ar fi acordate până la finalul acestui an și ar fi acceptate lunile de vacanță. O altă propunere aflată în acest pachet de măsuri este cea referitoare la faptul că ar putea crește valoarea tichetelor de masă de la aproximativ 20 de lei cât este în prezent până la aproximativ 30 de lei și totodată și creșterea normei de hrană pentru pacienții care se află internați în spitale de la 11 lei la 20 de lei. Vom vedea până la urmă, pentru că în cadrul acestei ședințe care este acum în desfășurare se pun la punct toate detaliile pentru a vedea care dintre aceste măsuri pot fi adoptate. Impactul bugetar pentru toate aceste măsuri ar ajunge undeva la 18 miliarde de lei, însă aproximativ jumătate din această sumă ar veni din fonduri europene.